Salut, oameni faini, și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars Competitive, un nou episod în care duc un nou brawler la rang 20 și de data aceasta vine Nenel primul la rând, pe care am făcut 110 trofee în aproximativ o oră, nici măcar o oră, undeva la vreo 40 de minute, cam acolo, 30 și ceva, și o să-l duc la rang 20, ăsta fiind unul din puținii brawler pe care trebuie să-i mai duc la rang 20, unde așa, bun, perfect. Deci îl duc pe ăsta la rang 20 și mai rămân 4 brawleri. Barley, care poți să zici că deja l-ai dus la rang 20, Ricochetul, care e absolut groaznic, dar aia e, Jesse și Poco. Deci practic o să rămână 4 brawleri sau 3 brawleri și jumătate pe care se duc la rang 20, să scap frumos de acest gând, să iau pe toți maxați, după care să iau toate star power-urile pe fiecare și să fie contul full mega legendar de maxat. Dacă vă place seria asta, nu uitați să apăsați pe butonul de like, foarte important să vă abonați și legendar de important să dați un follow pe Instagram și nu uitați să veniți pe live-urile de pe StreamCraft, unde se întâmplă toate nebunile. Bun, am 13.225 de trofee, hai să-i dăm să sară. Bonk. Să vedem. Se poate sau nu se poate. Ideal să nu trec prin blestemul 499, pe contul principal se întâmplă de obicei blestemul, dar nu. Asta este. Ce să faci? N-ai ce să faci. Pot să iau eu acest box? Măi, prietene. Măi, prietene, el primul. Are mai tare pe bun. Uite. Mamă, ce fain a fost asta. Fix când am sărit, o sări și el. Holy păstârnacozaurus Rex. Forț. Chiar a jucat fain ăla. Bine, în mod normal nu trebuia să fac fight-ul ăla, că pana mea venea unul, nu știu, un Shelly, un ceva brawler de ăsta hau-hau de la distanță și ne bătea pe amândoi, adică a fost super mega prost play-ul ăla. Da, să zicem. Vrei să dai cursul? Dă-l că ți-l sparg și pe el și după aia vin și te bagi pe tine. Așa, unde e ursul? Nu mai e ursul. Stai că tu vii la rând. Nu știu cum să fac să mă apropiu de tine fără să dai și să fugi, să dai și să fugi. Dar dacă te-am prins, te-am spart? Asta dă 1110 damage per bucată. Hai, domnul Ciorogâr, îl împinge un pic spre mine să-i dau niște pumn pe spate. Ai, ai, dai mă să vezi. Ți-am zis că o să-ți sparg fața. Dar tu nu că Batman. Nu, mai dai cursul, nu mai dai cursul, că ești moartă. Ce faci, gicule? Și că și tu ai dat cu bomba aia după mine. Opa. Cu ultimata. Ia. Sărac. Tot după mine, Daya. Ia, să-ți vedem cum ești de acolo, că oricum ești și-l bași și pe ăsta. Îl fac să te ia ultima ta. Nu dă mă, că nu-i fraier. Hai că nu-i fraier dacă ia ceva. Uu-u-u. Nu e bine, nenea. Nu e bine. Nu mă așteptam să dea așa mult damage. Ok, îl ia perfect, perfect. Scenariul perfect, s-ar putea chiar să câștig match-ul ăsta. Dacă calculăm aici și foarte bine totul pipătrat din 3,7 ori cârnată de la Kaufland. Bine pe mine, robotul nu-i bine. Cârnatul de la Kaufland nu era pont. Mamă, și ăsta are o power 3 țar pușcă. Ok. Nu mers calculele. A fost undeva o greșeală. Cred că la partea cu cârnatul de la Kaufland acolo s-ar putea să fi fost ceva suspect. Nu știm exact ce. Un 493. Ok. Oricum a fost pe aproape calculul. O dat un pic cu virgulă. Dar na, se mai împlântă, ce să faci. Ce să faci noi, ce să faci. Oricum trebuie să vă arăt la finalul acestui push. Trebuie să vă arăt un match super mega șmecher cu el primul. Te-am văzut, fraiere. Mă, nu mă bat că n-are rost. Este foarte important în viață să nu te bați cu proștii, pentru că proștii sunt proști de foarte mult timp. O să te aducă la nivelul lor și o să te bată din experiență. He? Pentru o viață sănătoasă, evitați prostalai. Manevră. Dar adevărat. Bun. Lăsăm pe ăsta în pace. Ne vedem de treaba noastră, mai mergem, mai dăm la un skeleton aici și am un căștia inofensiv. Nu știu, nu ne bat. Calmează-te, prieten, că s-ar putea să-ți sparg fața. Nu mă zic. Nu insista, că pumnii mei minte nu are.
Mă să mă dau peste un cioban de ăsta care stă în boschet, că dacă îmi dă de aproape, sunt cam terminat meșcheria. O, uite-l pe el, primul bă, cu stătear. Știți când am zis, mamă, când am zis că sparg acolo scheletonii. El practic stătea în boschet. Făcea ștrudele. Aș sări să-l bag pe ăsta, nu cred că merită. Sincer. Și acum e și mai greu un pic să țintesc cu prostia asta. Mamă, are 11 power și la al 7, am înțeles. Un lucru știm garantat 100% că nu urcă și meciul ăsta. Imposibil. Dacă iau atâta power, aici 100% trebuie să fie cineva în boschetul ăsta mare. Nu? Al dracu. Unul e aici, l-am văzut. O, oh, uită și pe ăsta. Bobițarei. Hai că se bat fauterii. Mamă, a bătut robotul lejer. Nu e bine, nenea. Mamă, 12 power. Îl bat, pe care bat? Pe ăsta. Mamă, dar unde am sărit? Trei ți-ar pușca. Taul! 12 cu 9 power. De unde n-ai bat să-i bat și pe ăștia? Era aproape imposibil. Mamă, uite-l pe ăsta. Ăla s-a dus cu ultimat exact cum am dus eu. Dacă câștigă bulul, mă, nu pot să cred. Ma. Moșule, ce tânăr ești. 499 el primo. V-am zis. Pe contul ăsta n-ai cum, frate, altfel. Trebuie să treci prin blestem de fiecare dată. Deci la contul ăsta nu se poate, frate. Trebuie să-mi schimb numele, îmi pun 499. Oare pot să-mi pun numele 499 la cont? Sau trebuie să fie nume cu de astea, cu litere? Că aș putea să-mi pun numele 499. Din 500. Cred că ar fi mai forț. Ok, mai dăm în cu meci. După care o să vă arăt meciul ăla spectaculos. Sper să mai țin minte care era, cred că era acum 6 meciuri. Ok, 499. Yay. Ce bine. Oarecum o deveni gen obișnuit, adică nu prea pot să mai fiu ceva gen surprins când se întâmplă aproape de fiecare dată. Cred că vreo 2 sau 3 brawler nu m-au scăpat de blesteamul 499 pe contul ăsta. Ok. Ok. Mamă, ce o torpilat-o pe aia. Nu pot să cred, o bătut așa lejer. Salut, frate. Dacă ai bătut Shelly, suntem prieteni. Dușmanul prietenului... Nu, stai. Cum era, bă? Dușmanul dușmanului meu este prietenul meu. Eh? Man, din astea o dăm azi să mor. Nu daci o rolesc, că vin și-ți dau de țar capacele. Nu mai știi pe unde s-o iei. Așa. Bagă mi-a ultima ta. Dar nici nu trebuie ultima ta. Mă bate. Cum o bătu, bă, scârțarul ăsta, bă, cu ultima ta, bă? Aolo. Minus 2. Aolo. De ce nu mi-am văzut de treabă? Să mă duc pe alte coclauri. Înțeles. Ce bine că mai este încă o dată șansa la 499. Chiar îmi doream foarte mult să mai fac încă o dată. Du-te, vărule, la... Mamă, ce dă și ăsta. Bă, dar s-o schimba brusc jocul, zici că mă joc altceva. Mă bat ăștia din sar capacele. Nu-mi trecut ea, nenea, astea ta. Tu ești bossul. Mi-e aici, roboțâcă, îi se anunță. O fi cineva în boschetul ăsta mare, m-aș mira să nu fie sincer. Să mor tu. Incredibil, nu pot să cred așa ceva. Opa. Leoanili, hai că lăsăm în pace. Pă Leoanili. O, oh, prețenașule, dar te aleargă cineva? A. Ah. Era o tară, dar nu înțeleg de ce fuge de tară, că practic nu prea are ce să-i facă tară, dar în fine.
Doamna Tara, te rog frumos, du-te în drumul tău. Vezi-ți, dă-i treaba ta. Nu vreau să-ți sparg fața. Ok. Bun. Respect Endamita Power. Robotul ăla e cam low HP, parcă aș vrea să-l iau eu. Ce zici, domnule Poco? Bagi una de jale? Să cânte băieți? Nu e bine. E banenia. Bun, un lucru știu sigur, am scăpat de blestem. Nu se întâmplă pentru a doua oară, ar fi fost păcat să se întâmple încă o dată. Poate, m-a bătut scârțarul. Dar cred că am făcut fix. Ba nu, 5, oho. Bun. Bun, rank 20 și pe domnul El Primo am scăpat. Deși totul trebuie să trec o dată prin blestemul vieții. Ia, 17, bam. Și să vă arăt meciul ăla super mega spectaculos. Încă 300 puncte, 15200, respect. Battlelog. Trebuie să fie un loc 1, un rank 1. Rank 3. Rank 2. Rank 1, oare ăsta era? Spaceboy David Boss, iaus. Cred că ăsta era meciul. Sau ăsta, oare? Cu cine am picat pe final? Nu mai știu, bă, cu cine era, bă, meciul. Știu că am scăpat super, super mega spectaculos. Posibil să fie ăsta, sincer. Cred că ăsta-i. Hai să ne uităm să vedem. Că dacă e ăsta, o să fie un match super mega forță. Titi îl cheamă pe ăsta aici, nebun. Titi. Aici îl mânca pe Titi în... în alta. Muzic, unde, ce și cum. Uite, ăsta mi se pare un lucru foarte nașpa, că nu există orice sistem să derulez un pic meciul. Sau poate există și nu știu eu. Ok, din săgeți nu merge. Sau nu mai rămâne selectat pe mine? Dacă am apăsat săgețile, ce se întâmplă? Bă, nu mai rămâne selectat. Bă! Ce am făcut, frate? What the fuck? Nu rămase... A, bun. Gata, am apăsat pe ăsta și-o revenit. Ok. Ok. Nu mai știu sigur dacă ăsta e meciul, totuși. Cori zice în chat că n-ar fi meciul ăsta. Oare să aibă dreptate Cori? Că nici eu nu mai știu care era meciul, sincer. Deci Cori insistă că nu este acesta meciul. Bun. Atunci este celălalt. Battle-loguri. Deci ăsta ce ar fi cu Bibi. Ia. Să vedem. Va fi acesta oare meciul? Aceasta este întrebarea. Asta e pe scandal. Uite cum aștepta și șobolanul. Xentrio. Asta o să mă urmărească, o să vedeți. Și ăsta mă urmărește o perioadă. Îi dau niște pupă spate după aia la fugă. O să revină. Mai încolo, stai să vezi, mă. Scârțarul cum stă la pomană. Pomanagiu. Din nou, veni. N-am înțeles exact. De ce? Adică, de ce, nenea? Aici o să dau pomană la cutie, iar vine. Tot la pomană. Încearcă, fiți antenă. Deci că e Azorel, câinele meu. Bine, n-am un câine pe care îl cheamă Azorel, dar nu. Și știi că mi-a dat ultimata la un moment dat, am încercat să-l sparg, dar nu mi-a ieșit. Da, după cum zicea. Aici deja eram cumva așa, nervos și mă gândeam, bă, trebuie să-l sparg pe ăsta neapărat. Spike TY. Ok. Cred că vreau să-și pună Spike YouTube, dar... Da, ăsta e meciul. Cu Sheliozaur asta, cu David Boss.
Aici o să vină David Boss. O să mă terorizeze și să vezi ce escape-uri am. Fiți antenă. Deci în situația asta, în teorie, ai zice, bă, îți gata, nu mai am nicio șansă. I-am dat niște pumni, m-am băgat în zonă, mi s-a făcut ultima dată cum mi-am dat pumni. Am sărit, am aterizat pe ăștia. Îl iau pe Ciobi la pumni. Pac, încă o săritură. Și fiți antenă, din nou. Super low aici. Iar s-aruncă alt Ciobi. Îi dau și la asta niște pumni. L-am prins aici pe David. I-am spart fața rapid. Nu știu cum am reușit să-l bat așa. Poate nu aveau totacurile încărcate sau ceva. Uite-l pe David Boss. 10 power, full HP. 99% eram sigur că mă sparge. Practic. Și aici complicată rău situația. Se băteau aia acolo, bam. Pac, l-am văzut pe David Boss. Am zis, opa, oportunitate, bobiță. Și am spart fața. Ciobi, eu știu că nu mai are nicio șansă. Și-o plecat. Easy pistol cu apă. Și asta a fost, după părerea mea, un meci destul de spectaculos pentru acele faze când venea cu ultimata gen Shelly, mă urmărea pe acolo David ăsta și după aia bam, am sărit și am plecat. Manevră, calculat, Pentium 4. Da, cam asta a fost și episodul. Rank 20, Pânenea, el primo. În curând, toți brawlerii la rank 20. Să aveți o super faină în continuare, mersi fain de vizionare, salutare.